Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 19 februarie 2022. Rugăciunea îți poate schimba viața. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Rugăciunea înseamnă comunicare cu Dumnezeu, iar comunicarea poate fi prin vorbe sau prin tăcere. Ea se poate exprima chiar și prin cântec. Mulți dintre psalmi sunt doar rugăciuni puse pe muzică. Rugăciunea înseamnă conectare cu Dumnezeu. Așa că fie că îți mărturisești un păcat, îi lauzi numele, îi mulțumești, mijlocești pentru un prieten sau îi ceri ceva, rugăciunile tale trebuie să-L aibă în centru pe Dumnezeu și nu propria persoană. Rugăciunea sinceră vine dintr-o inimă care tânjește ca Dumnezeu să-i reveleze care este planul Său. Așa că trebuie să aloci timp suficient ca să asculți și să aștepți înaintea Tatălui tău ceresc. Și rugăciunea trebuie să fie prioritatea ta. Apostolul Pavel îl învăța pe Timotei, în prima epistolă către Timotei, capitolul 2, versetul 1, vă îndemn deci înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Să reținem cuvintele înainte de toate. Înainte să cobori din pat, înainte să mergi la duș, înainte să mergi la serviciu, înainte de prima ta întâlnire, roagă-te, roagă-te, roagă-te. În fiecare după-amiază la ora 3, Petru și Ioan se duceau la templu să se roage. În mijlocul zilei, ei își întrerupeau programul pentru a se întâlni cu un singur scop, rugăciune. Așadar, când ziua este în desfășurare, în propriul ei ritm, în propria sa direcție, întrerupe-o cu rugăciune. Când ziua ta se îndreaptă spre o criză, oprește-te în mod deliberat ca să te rogi. Când dimineața ți se duce cu treburi, oprește-te câteva clipe în singurătate pentru a căuta fața lui Dumnezeu și pentru a-i cere învățătură. Când dispoziția și comportamentul tău sesizez că încep să se acrească, fă o pauză pentru o schimbare de atitudine prin rugăciune. Nu aștepta, roagă-te imediat. Fă din rugăciune, oricând și în orice, prioritatea cu majusculă. Și dacă faci asta, vei descoperi că rugăciunea îți va schimba viața în bine.